Cum ar fi să mergi până la tomberon și să dai nu doar de un piton, ci de trei? Un bărbat din Oradea a aflat chiar pe pielea lui, după ce a găsit trei pitoni vii în tomberon. Un bărbat din Oradea a avut parte de șocul vieții când a mers să ducă gunoiul și a găsit în tomberon trei pitoni. Șerpii erau puși în cutii de plastic. Bărbatul a sunat rapid la 112 și a așteptat polițiștii cu punga de gunoi în mână. Autoritățile însoțite de reprezentanții ai Gărzii de Mediu Bihor au ajuns rapid la locul cu pricina. Șerpii erau în fața tomberonului abandonați în cutii de plastic. Polițiștii locali s-au dus prin blocurile din zonă, din apartament în apartament, până când l-au găsit pe proprietar. E un tânăr de 22 de ani care susținea că a aruncat reptilele crezând că au. În realitate, doi dintre șerpi erau vii și se mișcau, iar el le lăsase chiar și mâncare atunci când i-a abandonat. Noi am predat Gărzii de Mediu și Poliției Animalelor, a declarat Samuel Milian, șeful Poliției Locale Oradea, pentru Adevărul. Tânărul a fost amendat, iar cei trei pitoni au fost predați unui veterinar de la Grădina Zoologică Oradea. Cercetările vor continua pentru a se stabili de unde a cumpărat bărbatul reptilele, relatează Unica.ro.